ținut un preț foarte bun în urma negocierilor. Ceea ce am analizat noi astăzi la această ședință a fost cum această micșorare de preț de achiziție la energie electrică va influența și prețul pe care va trebui să-l plătească cetățenii, dar și agenții economici în ultimă instanță. Conform datelor care le avem la dispoziție, vorbesc despre datele tehnice care stau la baza contractului de achiziție a energiei electrice, putem face concluzia că există premize pentru ca prețul final la cumpărător să înregistreze o diminuare de preț de până la 10%. Și aici vorbesc luând în calcul și devierile pe piața valutară, dar și inflația. Urmează acum ca Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică să facă toate calculele, având la bază aceste date tehnice și, în final, cât se poate de repede să vină cu acest preț final pentru consumatori, care, după cum vă spuneam, sunt premize de a fi cu 10% mai